Când vine vorba despre vacanța sărbătorilor de iarnă, cei mai mulți oameni se gândesc la stațiunile montane, acolo unde oamenii se grăbesc să-și facă rezervări din timp. Hotelierii de la malul mării au creat și ei oferte foarte tentante și variate pentru cei care vor să-și petreacă sărbătorile la malul mării și acceptă inclusiv voucherele de vacanță. Mai multe detalii despre ofertele de Revelion de pe litoralul românesc ne transmite Corina Martin, președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România. Doamna Martin, sunt turiști care vin iarna pe litoral pentru a-și petrece sărbătorile de iarnă? Și în acest an hotelierii de pe litoral au pregătit oferte atractive pentru turiștii romantici, cei care nu aleg să plece în destinațiile externe, cei care nu aleg destinațiile de munte sau de agroturism din România, ci vor să petreacă sărbătorile de iarnă și să intre în noul an 2020 la malul Mării, un revelion romantic, așa cum am spune noi. Hoteluri de 4 stele și 5 stele în general cu pachete foarte atractive de 3 nopți, de 4 nopți, chiar de 5 Noapte. În general, sunt hoteluri care beneficiază de facilități de spa și wellness și care au pregătit în pachetele lor de Revelion seri tematice, seri românești, seri grecești, seri turcești, petreceri, carnaval, desigur. Noaptea de Revelion va fi una cu multe surprize în toate aceste hoteluri, însă distracția continuă începând din prima zi a anului cu carnavalul de 1 ianuarie. Turiștii pot petrece, de altfel, câteva zile în în orașul Constanța, în județul Constanța și de ce nu pot face chiar și o vizită la Tulcea. Pentru familiile cu copii, delfinariul și planetariul pregătesc de asemenea spectacole extraordinare și sunt excursii locale organizate fie la mănăstiri, fie pentru a vizita sudul litoralului sau Eforie sau Techirghiol și de ce nu pentru o zi la spa în clinicile de pe românesc. Chete pentru toate bugetele și pentru toate preferințele, începând de la 3 nopți și până la 5 nopți, undeva o medie în jur de 1500-1700 de ron de persoană. Este adevărat cu pachete care includ multe nopți de cazare, mesele de asemenea incluse, petrecerile dinainte de seara de revelion, petrecerea de revelion și cea de carnaval de 1 ianuarie. Foarte multe hoteluri, așa cum spuneam, au inclus și pachete de wellness și spa, pentru că beneficiază de piscine acoperite și de toate facilitățile pentru clinicile de wellness și spa și multe alte surprize incluse în preț. Așa cum spuneam sunt pachete pentru toate preferințele pentru toți cei care preferă să intre în noul an, altfel decât într-o stațiune de schi pe pârtie sau într-o stațiune de agroturism undeva, să spunem pe Valea Pracovei sau în zona mărginimii Sibiului sau Bucovinei sau Maramureșului. Revelionul la Constanța și la Mamaia sau la Eforie sau la Mangalia este un revelion romantic și Putem intra astfel în 2020, altfel decât până acum. Să fie un an magic! Corina Martin, mulțumesc!